Horoscop dragoste, 15 septembrie. Berbec. Evenimentele din ultima vreme te fac să-ți pui întrebări despre ce va urma în viitor. Nimeni nu știe să-ți răspundă la această întrebare și totuși, totul depinde de tine și de ceea ce vrei tu. Analizează ce simți cu adevărat, ce simte partenerul pentru tine. Discutați despre asta și poți simți o eliberare emoțională. Dacă ești singur, profită de curiozitatea ta înnăscută pentru a descoperi oameni noi. Nu se știe niciodată cine poate deveni marea ta iubire. Taur. Discuțiile mici sunt pentru oameni naivi. Dacă iubești, nu poți să-ți pierzi vremea cu lucruri banale și lipsite de însemnătate pentru relația ta de cuplu. Ai nevoie de profunzime, de pasiune, de intimitate. Dacă ești singur, fii mai creativ. Sunt șanse mari să-ți întâlnești jumătatea. Gemeni, nu neglija partea amoroasă a vieții tale. Riști să pierzi persoana pe care o iubești. Fii deschis, împărtășește partenerului gândurile și planurile tale. Sporește intimitatea în cuplu și distrați-vă mai mult împreună. Dacă ești singur, lasă inima să dicteze. Rac. Persoana iubită te poate ajuta să ieși din starea ta de opacitate în care ai intrat. Poate că te-ai simțit rătăcit în ultima vreme, dar partenerul de cuplu sare să te ajute. Nu te opune, fii deschis la propunerile lui. Dacă ești singur, bucură-te de viață. Distrează-te și poate vei întâlni și marea dragoste. Leu. Relația de cuplu intră într-o perioadă dificilă, așa că încearcă să reduci momentele de tensiune. Păstrează-ți calmul, gândește înainte să acționezi și nu încerca să fii prea aspru. Dacă ești singur, amintește-ți că nu este în regulă să fii împreună cu cineva cu care nu ai nimic în comun. Îți vei irosi timpul. Fecioară. Sentimentele pe care le-ai ținut sub pres până acum încep să iasă la iveală unul câte unul. Preia inițiativa și spune ce simți, ce te deranjat. Încurajează-ți partenerul să facă la fel pentru a evita o explozie de tensiune. Evită comportamentul egoist. Dacă ești singur, o întâlnire iminentă te așteaptă, cineva din anturajul de la birou îți face ochi dulci. Balanță. Lucrurile nu par deloc bine în relația de cuplu. Fii mai deschis cu partenerul, spune ceea ce simți, exprimă-ți îngrijorările. Nu o face acuzații, nu vei rezolva nimic. Schimbă-ți tactica și vei putea ajunge la sufletul lui ca să te înțeleagă. Dacă ești singur, acum este un moment perfect să socializezi, să ieși în oraș. Vei întâlni mulți oameni interesanți. Scorpion. Pot apărea câteva momente de tensiune în relația de cuplu. Simți cum se închid canalele de comunicare, nu agrava situația făcând acuzații. Fii mai calm și temperează-ți ieșirile nervoase. Dacă ești singur și îți place cineva din anturajul tău, fii cinstit. S-ar putea să afli că sentimentele sunt mutuale. Încearcă totuși să nu fii prea entuziasmat ca să nu sperii persoana respectivă. Săgetător. Trebuie să fii puțin mai prezent în relația de cuplu pentru că petreci mult prea mult la serviciu în detrimentul timpului acordat partenerului. Trebuie să-ți îndeplinești și datoriile casnice. Dacă ești singur, poate fi șansa ta să te analizezi și să înțelegi ce vrei cu adevărat. Abia apoi să cauți partenerul care ți se potrivește. Capricorn. Folosește-ți imaginația, vei face minuni în viața amoroasă, aducând mai multă pasiune și mai multă prospețime. Dacă ești singur, se poate că deja ai întâlnit pe cineva, doar că nu știi deocamdată că poate deveni iubirea vieții tale. O prietenie se poate transforma într-o relație pasională, aproape fără să-ți dai seama. Vărsător. Indiferent că ești singur sau într-o relație de cuplu, ești plin de dorință și pasiune. Flirtează, fii îndrăzneț, cere ceea ce vrei și vei obține. Pești. Pot apărea schimbări în viața de cuplu, ceea ce îți poate produce anxietate. Vei realiza însă în curând că aceste schimbări sunt în beneficiul tău și al partenerului. Dacă ești singur, este timpul să hotărăști ce vrei mai exact de la o relație. Nu mai lăsa loc de interpretare.